Salut și bine te-am găsit la un nou clip, ei bine, astăzi ne jucăm Pound Shop, este un joc unde licitezi pentru diverse garaje, să le numim, unde acolo poți găsi diverse obiecte, unde le poți vinde pentru mai mulți bani, cam ăsta e scopul jocului, să faci mai mulți bani. Avem noi aici câteva misiuni, zone, hai să le numim zone mai bine, unde putem să mergem, le avem și pe acestea, doar dacă observați voi aici scrie sugerat, noi momentan avem Așa, noi momentan avem aici 2079, iar aici ne zice sugerat 2299, deci o să mergem la astea. O să o luăm pe aceasta fiind următoarea pe care o avem de făcut. Putem să mergem uh, cu 5 puncte, avem puncte aici, partea a jocului. Hai să vedem ce găsim. Uh, sunt 3 unități, putem să le dăm inspect să vedem fiecare cât valorează. Mai nimic, deci în jur de 250 de dolari. Me. În jur de 250 de, de dolari valorează Nu mă bag, nu mă bag, pur și simplu N-are rost la asta pentru că valorează foarte puțin Să sperăm că asta o să fie mai ok Ia să vedem, asta 100 Chestia asta pare veche mm. Nu știu ce să zic Hai să ne băgăm să nu... Bine, mai avem, mai avem o boxă să o luăm dar hai să vedem. 225, 250, nu știu ce să zic. 200 wow, de ce se duc atât de mult pe chestiile astea? Ce? 270 pentru chestiile astea. Wow, wow. Hai să vedem în continuare. Avem setul ăsta 70, o bubniță, 160. Uite, ăsta pare destul de interesant. Băi, ok, hai să ne băgăm. Yeah. 250 preț de începere. Yes. For... La asta mă bag Going și once. eu. Once, yes. Wow, o urcă la... Nu, nu cred că once, trebuia să mă duc până în 400, twice. să fiu sincer. Cred că e deja mult prea mult. 425, nu avem nicio șansă să scoatem atât. Am găsit o chestie de 2 dolari. Hai să scoatem chestiile ieftine. Da. 180. Fii atent cum am dus pe minus și setul de oale. Din păcate ne-am dus pe minus cu această bine. Toate erau foarte... Ia să vedem cât au scos ceilalți. Wow, 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 cum a scos la asta. Și asta, 250. Deci, am luat exact cea mai nasoală boxă, am reușit să o cumpărăm. Cea mai nasoală, nasoală boxă, pe am cumpărat-o. Free spin, spin for 2 și ne dă... Nu, nu, hai să lăsăm fără, fără lucky spin-uri. Nu merge butonul de X. Ce? Apasă de X să-i dau neapărat pe de asta Da, uite, astea merg, celelalte nu merge, ce? Gata și reclama noastră, hai să vedem ce ne dă 500 Ia eu Dar chiar nu merge x adică chiar nu te lasă să la Ah, în sfârșit, mulțumesc Hai că până la urmă n-am ieșit pe minus o să iau asta și asta, avem doar două spații, restul Restul nu avem nevoie, sunt foarte ieftine, deci nu, le vinem fără niciun bonus. Și hai să le ducem, putem să le ducem la noi la magazin și acolo le putem pune pe rafturi să le vindem. Și am văzut eu că mai puteam să-mi upgradez niște chestii pe aici. Dar prima oară hai să punem obiectele acestea. Și în, în 8 minute ne va veni prima ofertă pentru acest obiect, dar vă să iau aici, e sub camera mea web. Putem să ne mai luăm, uite, car slot, dacă avem nevoie. Hai să dăm upgrade și să luăm și mai multe rafturi și... Wow, 1800, stai, era mai ieftin parcă, nu? Da, ideea este că acum mai avem un raft, doar că, bine, de fapt, nu, 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 nu stai așa că m-am dus departe. Trebuia să-i mai dau unul aici Ăsta Ăsta trebuia să-l dau Eu ce am dat, am dat în inventar Dar e ok și la mașină Și haideți să mergem să vedem Ce de asta mai găsim Că nu am făcut level 4 Mai avem foarte, foarte puțin Nu am făcut pentru că am dat-o în bară O să mergem noi la Să mergem din nou la asta. oare Ne da alte obiecte Aici din păcate nu avem bani Suntem sub cât ne sugerează Hai să mergem și aici În Texas Să vedem ce găsim Uu, pare destul de ca lumea boxa. Doar 8 dolari costă chestia aia? Așa ieftin, e un flamingo. Nu știu, nu știu, ce se poate afla în cutia asta și cutia aia. aia dar hai să vedem. M-aș opri în 300, mai mult de 300 nu mai aș duce pe boxa asta, deși cred că oricum e... Haide să vedem, mai urcă cineva mai sus de 300? A, ăla -i. perfect. Aș de absolut toți banii pe care i-am. <laughs> luat toate cutiile. Uite, pisica asta pare 13 dolari, piticul... Wow, 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 ce? Nu știu acum ce se poate afla în cutii. Poate fi un artefact, poate fi orice de valoare, știi? Hai să vedem cam pe unde se plafunează oamenii ăștia. 270. 300 și box asta. Hai să vedem. Mai licitează? Nu, no, am luat-o și cu asta cu 300. Perfect. Și ultima boxă. Ce ne dă? Ce ne dă? Avem... Uh, tablo tablou Ouija. Și e și asta ca... Băi, sunt, sunt câteva lucruri plus că sunt cutiile astea două unde nu știm ce se, ce se află. Nu i tablou, e tabla, pare. Vă că se licitează destul de puțin pentru chestia asta, deși faci 200 doar din ce se vede, plus cutiile acum, na. Cred că tot la 300 se opresc? Ia să vedem. 300. M am trosnit degetele de drag de m-am plictisit până acum. Când am vrut să apăs, n-am mai apăsat, mă înțelegi? O, oh, e ok, e ok, e foarte bine că n-am apăsat, e foarte bine că n-am apăsat pentru 300. Hai să vedem ce luăm. Începem cu chestiile astea mărunte. Cărți, cărți, 25 de dolari, cartea aia, wow. Avem un roboțel, avem o pisicuță, avem un grătar. Și acum am momentul mult așteptat, dacă ne va scoate sau dacă nu ne va scoate de pe... Cam aici sunt valorile. Haideți să vedem. 11 și am scos. Hai că până la urmă ajung de dedesubt cu camera. <laughs> am scos ceva bănuți pe aia. Hai să vedem și aici. Wow, 120 de dolari. Pe ceva hăinuță era. Dar tot mai avem nevoie de bani. Flamingo nu ne scoate și cred că ori suntem pe minus cu puțin. A, 100. De ce am zis că sunt 60 de dolari? De deci ce am scos în jur de... 80 90 de dolari pe ambele boxe, 88 de dolari. Nu vreau, nu vreau X, mulțumesc. Uite acum a mers. Bun, putem să luăm mai multe, bum bum bum, bum să le ducem, să le vindem. Problema este că, uite, asta nu vreau să o vând. Problema este că nu prea avem ce să facem cu ele, știi? N-am destule rafturi la magazin, ca să zici că și acum cred că avem bani să mergem la aia cu sugerat 2200 mar ar bate deja gândul să fiu sincer O să punem chestia asta pentru că e din anii 50 zicea Și... A, așa Și ideea este că chiar dacă eu l-am pus să zicem cu prețul de 150 A, eu te mai aveam un raft Salut Chiar dacă eu l-am pus cu prețul de 150 o să-mi dea mult mai mult. Sunt șanse să-mi dea cu 150% mai mult. Ia să vedem ce ne zice pe telefon. Complet. Hopa, am făcut ceva misiune. Nu vreau starter pack. Mulțumesc frumos. Da. Și avem noi ce, ce vrea să fie? A, ah, asta e starter pe cu magazinul. Ok, deci avem 2500, ceea ce ne permite să mergem. Ceea ce ne permite să mergem la chestia asta. Acum, weekly și una e daily. Avem 2500, zic să ne băgăm, nu? Hai să mergem la asta, weekly, pentru că asta fiind săptămânală are lucruri mult, mult mai bune. Hai să vedem ce găsim, uite, testegulețe. Avem o mașină de scris în spate, nu știu cât costă, că nu pot să o dau pe ea, selectează mereu ăla. Wow, o grămadă de bani sunt aici, plus că mașina aia de scris poate să fie 4500, lejer. Problema e că sunt trei cutii și oamenii licitează câte 2000 pe cutie. Dacă iau una singură, sunt fericit. Sunt fericit. Și aș vrea o pasta. Dar am doar 2500. 2400, hai că mă bag. Pst, singurii mei bani, dacă a dat unul peste, nu am ce să-i fac. Ne-a luat-o, frate! N-am bani Dați-mi reclame, dați-mi să mă uit la reclame să fac bani. Nu? Niciuna? Mamă, oh, chiar așa. N-avem nimic ce să facem. Băi, era și o grenadă, erau și niște ochelari, erau destul de multe lucruri. Să sperăm că luăm una cu 2000. Ce? Ancoră. Asta. Uite, astea sunt iteme rare. Deci pot avea un preț foarte mare. Hai să ne băgăm să vedem, poate reușim să facem ceva. Chiar sper să plec acasă cu chestii. Vă că... Bine, nu are atât de multe lucruri ca cealaltă, dar... Măcar cu o cutie să plecăm și noi acasă, cu un box din acesta. În sfârșit. În sfârșit am luat și noi. Hai să vedem ce urmează. Sunt curios, oare ne-am luat țeapă sau? Wow! E o baterie de mașină, o cameră foto. Iar chestia asta și avem și un cap. Și uite mașina descris în spate. Mamă, și la ce preț începe chestia asta pe bune? Sunt curios cât costă mașina, mașina descris. Asta o să se oprească până într-o 1000, deși face mai mult, cred că, de 1000. -o 1000, mie. O mie, ia să vedem, să trece de 1000, -o 1100 mie, o mie -o chiar. Bă, dar le urcă, mă, le urcă. <cute> <cute> Bine, știu că pot să-i dau pas, dar vreau să văd uh, cât licitează oamenii ăștia pentru ele. Bine, știu că sunt niște boți. Dar uh, dacă tot ne jucăm, să ne jucăm cum trebuie. Ia să vedem cât scoate pe asta. Cât e mașina descris 91, doar atât? Wow, am zis că e mult mai mult, dar a prins un costum destul de tare. Nu a scos foarte mulți bani, 150 de dolari, nu e mult pe o chestie de asta. Hai să vedem, vom începe cu chestiile vizibile. Avem niște lego în spate și care 80 de dolari și 80 de... Hai să începem cu cutiile, să vedem. Wow, direct 300! Am găsit un număr. Și acum cutiile astea trebuie să ne salveze de 650 de dolari, 660. Avem niște pantaloni, avem ceva comic book. Wow! Ne-am scos banii. Și acum tot ce facem suntem pe plus. Am scos destul de bine 650 de dolari. Ia să vedem, ăsta cred că aici a 2600, dar cred că scoate ca lumea. Sau nu? Un cutie mare, scurioși, ce e? Wow, wow, deci am luat cea mai bună cutie la cel mai bun preț. Am scos o grămadă, o grămadă. Hai să vedem ce luăm. Aș vrea să, aș vrea să pun. Avem 5 spații. Aș vrea eu să pun în mașină prima și prima oară ăsta pentru că e scum și astea sunt rare. Adică chestiile rare de obicei primești mai mulți bani pe ele, fiind rare. Și de asta vreau să le duc și restul. Poți să-i dau upgrade, ne costă 800, avem 2500. Cum, stai, cum am tot 2500 dacă eu mi-am cheltuit banii? Și putem avea 6 locuri în mașină și mai luăm un loc. Bă, momentan nu, hai să lăsăm așa. Și astea, astea le vindem. stai puțin, eu mi-am cheltuit banii pe boxă, cum îi am înapoi, adică înțeleg, am dat, stai, ce? Ce tocmai s-a întâmplat de avem bani înapoi și... N-am nici cea mai vagă idee. Ia uite băiatul ăsta de licita acolo, vrea să cumpere asta și ne oferă. Eu am pus-o cu, valoarea este de 124, iar el ne oferă 186 cu 50% mai mult, ceea ce, băi, ok, e ok. Am făcut și level Și haide să adăugăm uh, Uite, hai să adăugăm la... Ce chestie este asta? De ce mi apare un search? Adică Trebuie să mergem undeva să le verifice Există undeva să le verifice Pe aici? ce este? asta? Level 7 Bine, nu știu care e treaba cu harta asta Exchange Cred că ăsta e ăla de, da, nu, n avem treabă cu asta. Caut pe aici, poate există, ia uite, cazinou, să putem să-l deblocăm, level 6. Wow, și stai. Și putem să ne jucăm la cazino. Library, uite aici, cred că... Ok, un unlock college. Uite, asta, dacă îl deblocăm, zice că ne ajută să verificăm itemele rare, dar totodată, adică, uite, asta, de exemplu, scrie rară, costă 60 de dolari, dar mă gândesc că după ce o trecem prin procesul acesta, poate să zică că, bă, a fost alu ăsta, ăsta din anul 1000, eu știu ce, și valorează atât. Mă gândesc că sub forma asta este, doar că durează o oră deci nu o să punem la vânzare nimic ce este rar la magazinul nostru și uite avem o ofertă pentru cioroi. Ne oferă cu 148% mai mult pentru buvniță. Ia -o. Și haide să punem noi la vânzare chestiile care nu sunt rare și nu trebuie verificate. Uite a mai venit cineva să cumpere ceva. Și ia să vedem, ne oferă 300 de dolari pe un obiect de 120 de dolari, ceea ce este foarte bine. Și hai să Vindem și asta în două ore, abia ne vine ofertă. De fapt, cred că cu cât este mai scump obiectul, cu atât vine mai greu și acum mai avem ceva bani, să fiu sincer, chiar mai avem. Episodul acesta îl voi lăsa și eu aici, sper că v-a plăcut și nu uitați dacă mă susțineți în continuare, apăsați butonul de like. Noi ne vedem data viitoare la un nou clip. Pa, pa!